Răzvă din partea lui Îndemnul, ce înseamnă în Vechiul Testament făina, un delem, ce înseamnă în nou legământ, o jertfă de mâncare pe care fiul lui Aron o aplicau pe altare. Pe altarul celui preanal, ei au depus bucate, cum Dumnezeu le-a poruncit să fie preparate. Cu un delem să frământați făina tot prin osul, iar sarea să le dea gust, tăluia tot mirosul. Așa să puneți pe altar ca binecuvântare din partea celor care vin cu jertfa de mâncare. Aron și fiii lui înviați să vină să slujească între popor și Dumnezeu, să stea, să mijlocească. Și-au luat pe altar atâți viței și atâți amiei din turmă, dar într-o zi s-a prezentat și mielul cel din urmă. Luând o pâine și un pahar, simbolul ispășirii, Hristos muri pentru păcat, păcatul omenirii. El, Dumnezeul minunat, cu luna frumuseții, s-a întrupat și s-a făcut Iisus pâinea vieții. El este marele preot și ieri, și azi, și mâine, Melchisedec ce-a întâmpinat pe Avram cu pâine. Ca ardere de tot pe altar, pe Golgota el moare, străpuns de fierul dureros în mâini și în picioare, ca să împlinească tot ce-i scris în legea care leagă pentru popor, pentru păcat, să fie jertfa întreagă. În el și ardea de tot, și jertfa ispășirii, și jertfa de miros plăcut, și jertfa mulțumirii, se împletesc și toate stau ca plată pentru vină. Iar noi pe acestea le amintim la fiecare cină. Hristos e Bogul cel de grâu în noua așezare, cuvântul Lui e pentru noi o jertfă de mâncare. Cuvântul Lui, precum e scris, simbolizând făină, iar Duhul Sfânt e un delem ce jertfă se învine. Cuvântul care s-a vestit pe munte și pe mare e aluatul fermentat în jertfa de mâncare. Depinde însă și aici de ale și noi ere, dacă îl vestesc prin Duhul Sfânt sau prin a lor putere, depinde cum e frământat pe masă preparată porunca ei, cu un delem să faci salutare, cu un delem prin Duhul Sfânt să-ți împletești cântarea, să simtă toți că Dumnezeu ne dă de sus, cu un delem prin Duhul Sfânt recită poezia, să simtă toți că Dumnezeu revarsă bucuria. Cu un delem prin Duhul Sfânt, ridică-te și spune, să vadă toți că Dumnezeu ți-a dat înțelepciunea. Să nu exagerezi ce spui, ia seama, pune sare, că dacă ești un fals, să știi, patele sunt mari, că cine vine și pun pe altar făină, doar cuvântul, căci un delem și sare n-am. Ei calcă legământul, ei calcă legea lui Hristos cu jertfa lor cintită, că în loc de sare și ulei, cu mintea ispusită, cuvântul sus, cuvântul jos, cuvântul frământă, dar însă fără un delem, deși ei predică și cântă, ei au un fel de preparat cu mici istorioare ce-l pune în loc de un delem în jertfa de mâncare. Dar ce să faci? Cerescul foc i-a văduit cu firea, talentul care-i dezvoltat găsește mântuirea. Și ei, ca fiul Aron, în taina mântuirii, aduc din focul lor străin pe altarul ispășirii. Iar alții, și mai și ca ei, disprețuiesc îndemnul. Cuvântul nu e pentru noi, cu noi e un delem, cu noi e darul de nespus. Cuvântul e prea tare. Noi punem numai un delem în jertfa de mâncare. Tămâie n-au, nici sare n-au, sărmanii, nici făină. Un delem, doar cu atât, ei vin și se închină. Ei strigă până un delem, ulei în adunare, dar roade nu găsești în pom, oricât ar fi de mare. Ei cred în Duhul Sfânt, e drept, dar nu-i destul credința, cuvântul, preparatul sfânt, ne cere pocăința ca să fim puterea conservării, căci sarea, după cum vedem, dă gustul bunicării. Să fii sărat înseamnă sfânt,
înseamnă pocăință, înseamnă om născut de sus, prin post și stăruință. Să fii sărat înseamnă, deci, trecut prin încercare, să ai în inimă mereu credință și răbdare, să poată Dumnezeu oricând, în pâinea frământată, să te zdrobească, să dea gust la masa lui bogată, să știe îngerii din cer și întreaga adunare, că Dumnezeu, prin încercări, a pus în tine sare, pâină, unde lemn, tămâie și apoi sare. Așa s-a pregătit atunci o jertfă de mâncare. Să pui tămâie pe altar în jertfa de mâncare. Și aici se cere dăruire și o luptă foarte mare. Să stai în priveghere mereu când noapte e târzie, când alții dorm, tu s-a aprins mirosul de tămâie. Să fii ca vameșul culit când îți ridici privirea de frații care în rugăciuni își spun de prihănirea. Să stai ca Lazar lângă prag, să plângi smerit pe afară, când cei bogați privesc de sus spre tine cu ocară. Și totuși, El a poruncit în jertfa de mâncare să pui tămâie ca miros spre slava Lui cea mare, să pui tămâie în copil, viața ta amară, căci uite îngerul spre cer cu rugăciunea zboară. Ești cântăreț? Ești vestitor? Acesta e înțelesul. Tămâia în lucrarea Lui ți-aduce tot succesul. Amin. Și duhurile rele fug de aleasa tămâiere. Amin. Când tu te rogi prin Duhul Sfânt, cu lacrimi și putere, amin, de pui tămâie și ulei și în făină sare și cel bolnav la ruga ta primește vindecare. Acesta e preparatul Sfânt. Aceasta e tâlcuirea. Așa la alții să vestești pe Domnul mântuirea. Amin. Acesta e carul lui Iisus purtat pe patru roate, ce ne va duce până sus în veșnica cetate. Așa la alții să le spui, să știe, să înțeleagă că Dumnezeu primește sus pe acei cu jertfa întreagă. Să pui și sare și ulei, tămâie și făină, că dacă nu, aici rămâi când Domnul o să vină. Și Duhul Sfânt și rugăciuni și pocăință sfântă, cuvântul cu acestea trei îl umple, îl frământă. Când toate acestea le împletești, nu-ți pierzi nici când curajul și vor cunoaște toți că El ți-a dăruit mesajul. Aleluia. Iar dacă nu, e ca și cum am stat la masa plină, iar eu v-aș zice, fraților, vă rog, veniți, mâncați făină, iar dacă nu, mâncați ulei sau sare, numai sare. E imposibil, nu-i așa, asemenea mâncare. Și totuși, uite, unii vin și strigă foarte tare, veniți voi cei înfometați și umpleți-vă cu sare. Mâncați făină câtă vreți, făină, doar uscată, că unde lemnul Duhul Sfânt s-a dat atunci niciodată. O, Doamne, ce concept, ce crezi, ce jertfă de mâncare ți-a dus o seamă de preoți pe alesele altare. Dacă te uiți, nu vezi nimic, merg toate ca pe strună, ca el, din cauza jertfii lui, pe Abel se răzbună. În loc să zică, vreau și eu să fac la fel ca tine, ca Dumnezeul nostru Sfânt, să vină și la mine, să-mi dea și mie Duhul Sfânt, puterea înnoirii, să pot la alții să le spun secretul fericirii. Ei neagă chiar și ce e scris și-s plin de supărare când Duhul Sfânt cu al lui putere lucrează în adunare. Hristos le-a spus de atâtea ori să-și schimbe adostare. Dar fariseii împietriți au stat în nepăsare. Cine ești tu? Ce vrei să spui? Ia uite ce insultă, nici de cuvânt, nici de Hristos. Cei mândri nu ascultă, dar cei smeriți lângă Iisus stau plini de bucurie că ei cu totul s-au predat de altar ca jertfă vie. Atâția Lazare în viață și Petru și Maria slujesc pe Salvatorul Sfânt cu toată bucuria. Atâți zacei se dau din pom și-s gata să împărțească averea lor cu cei săraci, averea s-o jertfească. Atât Ștefan se pune pe altar și-s gata ca să moară pentru Iisus, pentru cuvânt.
în chinuri și în ocară. Atât și atâtea se predau cu orice sacrificiu, Hristos e mai presus, mai mult, ca pâinea, ca serviciu. Atât s-au lepădat de ei, disprețuind mândria, privind în sus, privind spre cer, cu toată bucuria. Priviți pe cei nenumărați în flutură finicii, în haine albe îmbrăcați, aleșii, ucenicii. Priviți și vă îmbărbătați, că cel curând toți norii se vor topi prin munți, prin văi, se arată zorii. Sfârșitul e aproape, frați. Iisus curând apare. Veniți să-i pregătim de acum o jertfă de mâncare.